Unicornii magici, regatul din adâncuri. O poveste de Zeina Davidson cu ilustrații de Nino Alexandre Vieira. Partea a treia. Zoe privi în jur pentru a se asigura că nu le asculta nimeni. Astra, nu putem merge să căutăm noi grimoarul, șoptia. E prea riscant, dacă este o capcană, așa cum a spus regele. Iar Umbră a zis că îl putem recupera printr-o cale tainică. Nici măcar nu știm care e taina aceea. Așa e, răspunse Astra, fără a se lăsa însă descurajată. Dar tu nu ți-amintești ce am spus după ce am ajutat la înfrângerea lui Umbră? Am promis că va fi misiunea noastră să găsim grimoarul, iar acum avem un punct de pornire. Zoe își putea da seama că Astra nu mai avea stare din cauza entuziasmului, copitele ei scânteiau, iar ochii îi sclipeau. Asta ar putea fi prima mea misiune pentru a deveni gardian, continuă Astra. Dacă vom reuși, îmi voi dovedi puterea magiei și voi ajuta insula. Tot nu sunt prea sigură, zise Zoe. De obicei, tu ești cea precaută, Astra, iar peștera dragonului mării nu pare să fie un loc foarte sigur. Nu sunt convinsă că vreau să întâlnesc un dragon al mării. Nu este un dragon al mării adevărat, o asigură Astra râzând. Se numește așa numai datorită formei pe care o are stânga. Intrarea arată ca un dragon care doarme. Ai mai fost acolo? Întrebă Zoe. Ei, nu chiar, recunoscu Astra. Observă expresia de pe chipul lui Zoe, care părea să-i fi simțit nesiguranța. Cred că trebuie să explic mai bine, continuă ea, acum pe un ton mult mai serios. Ei bine, cât timp ai lipsit, mi-am dat seama de ceva foarte important. Faptul că noi două suntem împreună îmi dă încredere. Înainte să vii tu, nu puteam nici măcar să fac vreo vrajă. Acum, magia mea funcționează mereu, dar prietenia noastră este cea care mă face să simt că pot cu adevărat să o folosesc, să fac lucruri bune. Nu simți și tu la fel? Ba da, mărturisi Zoe, zâmbindu-i prietenii sale, și mi-au lipsit aventurile noastre. Fata inspiră adânc. Ei bine, am ajuns până aici împreună. Sunt sigură că putem face și asta. Într-adevăr, făcu Astra. Într-adevăr, spuse Zoe. Cuprinsă de entuziasm, Astra făcu un mic dans. Bun, hai să pornim, zise Zoe, sărind pe spatele prietenei sale. Peștera dragonului mării, venim! Ura! Strigă Astra. Își întinse aripile și începură să se înalțe, îndepărtându-se de castel pe o adiere blândă. Primind în urmă, Zoe zări stropii cascade reflectând razele soarelui, formând în urma lor un curcubeu învăluit în ceață. Dar mai întâi vom avea nevoie de un plan, o avertiză Zoe. Nu putem să mergem direct acolo așa, pur și simplu. Și eu mă gândeam la asta, mărturisi Astra. Primul pas este să găsim pe cineva care să ne ajute. Nu putem să-i rugăm pe rege sau pe gardieni. Vor încerca să ne oprească dacă află ce avem de gând să facem. Trebuie să fie altcineva, zise Zoe. Mă întrebam, reluă Astra, ce zici de Tio? Tio? Zise Zoe, nesigură. Tio era ucenicul gardianului vrăjilor. Le mai ajutase și înainte, dar Zoe știa că lui nu-i plăcea chiar deloc să încalce regulile. Nu o să ne ajute niciodată fără permisiunea regelui. Da, făcu Astra, iar Zoe își dădu seama că zâmbea. Dar ce iubește Tio mai mult decât orice regulă? Cărțile de vrăji, răspunse prietena ei cu un zâmbet larg. Exact, fu de acord Astra. Îți închipui cât de entuziasmat ar fi să găsească grimoarul și să-l citească cu ochii lui? Sunt sigură că îl putem convinge. Și, din întâmplare, știu că astăzi se află pe pajiștile florilor, adunând ingrediente pentru vrăjile lui. Hai să mergem la el chiar acum, spuse Zoe. Astra a bătut din aripi și mai repede decât înainte și curând se îndreptară spre râul lunii, atingând ușor suprafața lui sclipitoare ca de argint.
Dincolo de acesta se întindeau pajiștile florilor, presărate cu flori sălbatice, ce se unduiau într-un dans delicat cu albinele și cu fluturii. Îl zărești pe Tio?" întrebă Astra, zburând pe deasupra florilor. Da," răspunse fata, acolo, la poalele munților, cred că-l văd." Jos, printre florile sălbatice, era un mic unicorn ciufulit cu două genți pline cu cărți de vrăji și cu o coamă răvășită. Tio!" îl strigă Zoe, făcându-i cu mâna. Micul unicorn ridică privirea și zâmbi când le zări, iar într-o clipă asta a început să se lase în jos, aterizând grațios lângă el. Zoe!" strigă Tio cu chipul luminându-i se de bucurie. Mă bucur atât de mult să te văd din nou. Când ai ajuns aici?" De puțin timp," răspunse fata, dar mă bucur să fiu aici, să văd insula unicornilor mai frumoasă ca oricând." Și pentru prima oară nu e nevoie să pornim în nicio aventură nebunească," adăugă Tio. Nu avem niciun motiv de îngrijorare, nu există niciun monstru de înfruntat, poți să te relaxezi, să înnoți în râu, să te întinzi la soare." Ei bine, legat de asta," îl întrerupse Astra încetişor. O, nu," mormăie Tio. Asta nu e doar o mică vizită, nu-i așa? Ce lucruri periculoase ați mai plănuit voi două?" Nu e deloc periculos," îl asigură Astra cu glas rugător. Doar avem nevoie de ajutorul tău cu o mică vizită până la peștera dragonului mării." Peștera dragonului mării?" pufni Tio. În Marea Nordică, adică la cea mai adâncă peșteră a insulei unicornilor?" Zoe se uită spre Astra, care nu îndrăznea să o privească în ochi. Nu ai spus nimic despre asta?" îi șopti Zoe. De ce ai vrea să mergi acolo?" vrut să știe Tio. Ei bine, asta e partea cea mai interesantă," zise Zoe. Umbră i-a spus regelui unicorn că acolo este ascuns grimoarul. Auzind numele marii cărți de vrăji, urechile lui Tio tresăriră. Serios?" întrebă el. În sfârșit știm unde se află. Nici nu-mi pot închipui ceva mai grozav decât să citesc grimoarul. Toate acele vrăji străvechi minunate. Aș putea învăța atât de multe din ea." Deodată se opri și le privi pe amândouă neîncrezător. Dar de ce nu merg acolo regele unicorn și gardienii?" Bine, ei cred că asta ar putea fi o capcană," recunoscu Zoe. Umbra a spus că dacă regele promite să le libereze, atunci îi va dezvălui cum să recupereze grimoarul. Nu cred că regele are suficientă încredere în Umbră pentru a-i cere asta și cred că nici nu-și dorește să fie legat de el printr-o promisiune." Dar dacă găsim grimoarul," continuă Astra, "atunci regele nu ar mai fi nevoit să-l elibereze pe Umbră și vom avea și cartea de vrăji înapoi. Înțelegi? Este un plan genial, nu-i așa, Tio?" Tot ce înțeleg este că este primejdios," răspunse Tio. "Știți că aș prefera să mănânc prăjituri și să beau ceai la castel decât să mă lupt cu monștrii sau să vizitez peșteri din adâncuri," adăugă el. Știu, Tio," zise Astra, "dar vorbim despre grimoar." Privirea lui păru să rătăcească departe. "Grimoarul," murmură el, "trebuie să recunosc că asta este important. Sunt foarte tentat." "Așadar, o să vii?" îl întrebă Zoe. "Ei bine," spuse Tio cu privirea încă visătoare, "poate doar de data asta, dar numai pentru că e vorba despre grimoar." Începu să își rotească privirea în jur. "O, vai de mine!" zise el. "Mai bine mi-aș strânge lucrurile. Tocmai mă uitam la o carte cu vrăji pentru strănuturi. Oare unde am pus-o?" Zoe și Astra se uitară una la alta, în timp ce Tio se agita de colo-colo, scăpând pe jos tot atâtea lucruri câte reușea să adune. Foi ieșeau din gențile lui de pe spate și pluteau în jur purtate de vânt. "Lasă-mă să te ajut," zise Zoe, înăbușindu-și un zâmbet, în vreme ce îi adună repede lucrurile și îi le așeză înapoi în genți. "Aceștia sunt ochelarii tăi?" întrebă ea, zărind o pereche sub o tufă de trandafiri sălbatici. "Oh, da," răspunse Tio, "sunt noi, mulțumesc."
Mă întrebam eu pe unde o fi. Zoe îi așeză micului unicorn ochelarii la ochi. Arată foarte bine, îi zise ea, zâmbindu-i și îl făcu pe Tio să roșească puțin, chipul lui căpătând o nuanță rozalie. Sunteți gata? Întrebă Astra de îndată ce Zoe urcă din nou pe spatele ei. Sunt cât se poate de pregătit, spuse Tio. Nu știu cum de v-am lăsat pe voi două să mă convingeți. Astra începu să bată din aripi, înălțându-se spre cer, înainte ca Tio să se răzgândească. Zburară împreună spre nord, de-a lungul râului lunii, îndreptându-se spre largul mării. N-ar trebui să ne ia prea mult timp, fu de părere Tio. Sper doar să nu ne întâlnim cu vreunul dintre gardieni pe drum. Însă nu era nimeni pe cer, în afară de păsări și de câțiva unicorni ai florilor care se zăreau în depărtare. Zoe nu putu să nu observe faptul că se făcea tot mai frig cu cât înaintau spre nord. Când ajunseră în sfârșit la stâncile ascuțite, fata văzu pentru prima oară Marea Nordică, cu valurile ridicându-se, vuind și spărgându-se de stânci. Se opriră pe malul pietros, adăpostindu-se lângă un bolovan mare, cu marginile rotunjite și cu suprafața netezită de ape. Cum o să putem să ajungem la peșteră? Întrebă Zoe. Marea pare atât de furtunoasă. Naida, gardian al râului, mi-a dat niște praf magic ca să pot intra oricând în apele râului lunii, dar oare va funcționa și aici? Nu-ți face griji, o liniști Tio, mă ocup eu de asta. Zicând acestea, scoase o punguță din gențile sale. Acest praf magic ne va permite să respirăm și să vorbim sub apă. Îmi va proteja și cărțile cu vrăji. Trebuie doar să-mi amintesc vraja pentru intrarea în Marea Nordică. Zoe și Astra îl priviră așteptând. A, da, făcut eu. Gata, știu. Deschise gura, apoi o închise la loc. Nu. Aceea este pentru Marea de Corali, mormăi el ca pentru sine. A, iată, Marea Vestică! Tio, îi zise Zoe încetişor, ne trebuie vraja pentru Marea Nordică. Chiar așa, răspunse el, începând să caute cu botul în geanta sa, cu mintea rătăcind departe. Privi iarăși valurile violente, iar Zoe își dădu seama că era foarte concentrat. Apoi chipul lui se lumină zâmbind. Am găsit, zise el dintr-o dată și începu să rostească vraja cu glas adânc, ritmic, ceea ce îl făcu să pară brusc mai în vârstă, iar puterile lui magice păreau mai mari. O, Mare Nordică, tu cu valuri uriașe, care, vuind spre cer, se înalță pătimașe, printre talazurile tale înspumate, cărare magică îndat să se arate. În timp ce făceau vraja, valurile păreau să se mai domolească, ridicându-se ca să-l asculte. Apoi începură să se rotească, formând un tunel care ducea în adâncurile mării. Wow! Exclamă Zoe. E uimitor, Tio! Pentru o clipă, el radie de bucurie, mândru, apoi scutură săculețul cu praf magic, presărându-l deasupra lor trei. Mergi tu prima, Astra, o îndemnă el. Întotdeauna mi-a plăcut mai mult să urmez. Astra aprobă, făcând o mișcare a capului spre el. Ești pregătită, Zoe? Sunt gata, răspunse fata, simțind praful magic presărat asupra ei, cu acea senzație bine cunoscută de furnicături la degetele de la mâini și de la picioare și, odată cu aceasta, o cuprinse și un val de nerăbdare. Ah, cât îi lipsise asta! Atunci, hai să pornim, zise Astra, zburând direct în tunelul de apă circular, cu Tio urmând-o îndre aproape. Va urma... Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!